Ca Unionul să fie printre primele cluburi în care mergem din noul sezon. Ei, iată-ne aici, muzica retro nu a plecat din Union, e în continuare aici, distracție, voie bună, tot acumul de data trecută, și ăsta e și motivul pentru care ne-am întors și ne vom reîntoarce aici de fiecare dată, pentru că suntem primiți cu aceeași căldură. Vă las să vedeți câteva imagini ca să vedeți că atmosfera nu s-a schimbat deloc, ba mai mult, e și mai multă distracție, așa că veniți aici, pentru că merită. Cuvintele, am și emoții la cameră. Și, deci întotdeauna, când am venit la Union, tot timpul a fost plin și, cum să vă zic, atmosferă. Cu Cosmin ne-am mai întâlnit aici la Union. Tu n-ai avut concediu vara asta? Nu, deloc. Încă nu? Nu, încă nu, poate... O să apuci iarna, e ok. Da, da, da. Spune-mi ce ne mai pregătim în seara asta. Data trecută ne-ai făcut ceva cu mult foc, cu multe, nu? Păi cam același lucru, trebuie să mă consult cu clientul, nu știu exact ce, trebuie să-mi zică el cum vrea, mai dulce, mai... Se spune, mă consult cu el și acolo îi fac pe loc. Flăcările vor fi pentru mai multă savoare, să încălzească băutura, să nu simtă tăria. După care e boom-ul acela. Am înțeles. Ok, bun, păi eu te las la treabă și abia aștept să văd ce este. Spor la treabă. Ok, mulțumesc. Din seara aceasta, cum a fost? A fost ok, foarte bun. Am mai băut aici, este cel mai bun aici. Am înțeles. Nu te simți un pic amețit așa după băutura asta cu mult foc? Un pic, dar mai merg. Mai da, merg. Fii sincer, a fost ok, a fost bun, adică putem să o recomandăm mai departe, că noi avem încredere în barmanul nostru. Da, bineînțeles.
pe final, și anume că în fiecare duminică seara aici în Union, gazda voastră este Mihai de la Haikyuu. El este cel care se ocupă de întreținerea atmosferei. Bun, și el este de înțeles că noi chiar ne-am pus pe treabă, suntem puși pe fapte mari, ne-am reluat în serios rolul de surprinzători ai distracției din Sibiu. În fiecare weekend ne veți găsi în cluburi și vă dăm întâlnirea acolo, așa că ar fi cazul să nu mai stați în casă, gata, a trecut vara, veniți în cluburi, pentru că acolo ne veți găsi în fiecare weekend.